Deși nu făcea parte din desfășurător, aș vrea să iau așa câte o părere de la echipele care n-au reușit să treacă mai departe. Sunt curios ce impresie au despre judecata domnului Crăciunescu. Ce crezi? Șpagă, frate. Șpagă. Șpagă. Fără poezie, viața e pustiu. Rămâne în notă de intelectual. Restul echipelor sunt rugate să iasă în piața universității la un protest spontan. Dacă aveți ceva de comentat, că vorba aia ați venit aproape ca niște favoriți. E blat că Naumovici cu tine și cu maestru Exarhu sunteți prieteni, e blat clar. Aș dori pe această cale să-i mulțumesc arbitrului dezbaterii că ne-a oferit ca adversar în semifinală cea mai slabă echipă. Platul devine din ce în ce mai clar. Este clar că îi vom zdrobi pentru că ne oferă o stare de bine.